Centru satului Mândec. Doar în centru la Răscrușe poți afla în care direcție să o iei. A dreapta, stânga sau înainte. Să întrebăm aceste doamne. Bună ziua! Medic. Aici, veterinar. Așa? Felare, da? Felare, ne ducem să găsim numărul de telefon a omului responsabil de conac. Un dar fel și, de dar du direct ultima casă acolo, e casa lui. Dar cum îl cheamă? Ivan Profirović, dacă vreau. Ivan Profirović? Oi, că așa e mai serios. Bună ziua, Ivan Profirović. Bună ziua. Vrem să filmăm ceva despre conacul ăsta din capul satului. Cine să luăm legătura? Direct. Aveți numărul lui? Da. Mergi și mă gândesc și seamănă cu un prezentator de la... Salutare doamnelor și domnilor, sunt Traian Stoianov și începem, da, ăsta eu, ăsta eu. Uitați-mi cum vă zice, da, m-am oprit și m-am uitat lumea, dar și seamănă linie de ieșeală. Numai că îmi pare că la televizor când mă arată, s-o leacă mai zdravă, numai așa, da, da. Așa? Tudor îl cheamă, Tudor, da? Da. Și unde sunteți? Contact, nu. Este acasă? A să vii am și niște... Ia că omul vor grește. Niște oameni. Să filmeze conacul. Da. Serios să-ți spun, ia că... Mulțumesc! Dar uite cum se ramifică aici, am de... Domnul Tudor, bună ziua! Bună ziua, bună! Noi suntem băieții ăștia de la Chișinău care au venit să filmeze conacul. Spuneți-vă rog, cum să vă găsim? Ia că noi am mers până în capăt unde se termină asfaltul. Mai departe unde facem? Dreapta ori înainte? Hai, stați acolo, chiar că eu vin. Bun, vă așteptăm, vă așteptăm. Hai. Da, hai. Da. Când voi domnul și Tudor, puteți mergeți la Soroca, da. Nu-i departe, la Lumnare, la ce? Bună ziua, domnul Tudor! Noroc! Domnul Tudor! Ne permiteți să... Ne urcăm mașină și plec. Mergem. Tudor, asta e intrarea principală în conac. Pe aici a intrat boierul. Boierul îl chema Caetano Hanovici, era de origine poloneză. A început să construiască conacul la sfârșitul secolului XIX. Avea peste 1000 de hectare de ari de pământ împrejur și au hotărât să stabilească pe reședința de vară să aibă aici în parcul ăsta, în regiunea asta, pentru că parcul el o semănat. Dar cum a ajuns el polonez în Moldova? Se vede că mulți polonezi erau la noi, pentru că și satul nostru tot strage de la un polonez de numire. Mândic? Da, Mândic. Da. Dar într-adevăr, mulți polonezi aici pe la Nord, de ca străbunelul meu e polonez. Da. Domnul Tudor, putem să intrăm și înăuntru, da, să vedem înăuntru cum îi simțim energia asta. Bun, wow! Energia unui conac părăsit este de nedescris, chiar dacă acest conac a boierului Ohanovici este conservat, oricum se mai resimte această energie de stofă, de finețe,
Conaco a fost construit după proiectul arhitectului Bernard Dață. Acoperișul e făcut în stil chinezesc. Cu siguranță vă uitați la tabloul ăsta și ceva lipsește. Da, în locul ăsta trebuia să fie un toboșar. Ceva de genul. Dar acesta se pare că așa de mult i-a plăcut cuiva, încât a fost mutat de aici. Dar noi, ca să completăm tabloul, iată, eu o să mă pun în locul toboșarului. De să imortalizăm acest moment. Este. Ei, hai, rămâneți sănătoși. Sper să nu vă fure nimeni. Da, până eu să mai pisesc să-mi te lăsa. Păi ai grijă dânsul, da? Salutare gurmanzilor! După o călătorie în trecut, unde am admirat acest minunat conac, care, din păcate, este lăsat în păragină, bine, este cumva conservat, stă acolo la Drochia, liniștit și așteaptă clipa când va fi readus la viață. Sperăm din suflet să se întâmple acest lucru. Vă îndemnăm să-l vizitați, e foarte frumos, dar iată că timpul trece, berea a fost pusă la rece, iar nouă ne este foame, mie și prietenilor mei. Paul face focul, băieții filmează, iar eu trebuie să gătesc. Deci, astăzi, doamnelor și domnilor, gătim o rețetă foarte și foarte simplă. Un grătărel, așa, cu un mix de cârnați, îi avem aici, mai avem și niște cârnați proaspeți. Vă spuneam că am un mix de cârnați aici și probabil ați rămas impresionați de această aruncătură de caserolă. Da, prieteni, sunt caserolele Tupperware, care pot fi aruncate, pot fi rotite, rostogolite, nu curge nimic și sunt foarte practice atunci când vrei să transporti cumva ingredientele, produsele alimentare, mai ales când mergi la picnic. Deci, cârnații vor merge la grătar. Dar, prieteni, pentru că acest conac mă duce cu gândul la Polonia, Germania, am decis să gătim acești cârnați la grătar cu un sos mega popular în toată Germania, dar încet încet și peste hotarele ei. Curry sauce, adică sos de roșii bine aromatizat cu un condiment mai exotic pentru moldoveni, dar impresionant atunci când îl miroși sau îl guști. Curry sau curry sau curry, ziceți cum vreți, cu siguranță va fi cel mai bun topping pentru cârnații la grătar. Deci, să vedem, pentru a prepara curry sauce avem nevoie de sos de roșii, așa puteți să-l folosiți și pe cel de casă, puteți să înlocuiți sosul de roșii cu ketchup, vom mai adăuga și o aromă exotică, suc de portocală. În unele variante puteți înlocui sucul de portocală cu ananas sau pulpă de ananas bine tocată, așa. Noi vom adăuga suc de portocale în sosul de roșii, să-i dăm acrișor, dulcișor. Și, desigur, cum fără ceapă? Am ales o ceapă roșie pe care o voi toca foarte și foarte mărunt, desigur, și o lingură mică sau două de paprika dulce. Să începem, prieteni, voi toca... Tăi, mătin că ai călcat într-o baligă. Produce? Să începem. Știți și voi cum se taie ceapa cu buleți. Să fim serioși. Vom face câteva tăituri orizontale, așa, după care cu vârful cuțitului încetişor, încetişor efectuăm niște tăieturi orizontale. Pregătești lecțiile de școală? Da, mă pregătesc. De grabă, domnul Traian Stoianu va fi domnul profesor de bucătărie, așa că, prieteni, nu ezitați, locurile sunt
limitate. Ia uite, mi-am făcut și publicitate acum. Domn profesor. Da? Poate bere? Vai! Poți să nu te prezinți la examen, ai deja 10. Îmi plac studenții cu inițiativă. Da, chiar vă rog, da. Același lucru pot să vă întreb și eu pe dumneavoastră, drag student. Domn profesor, una rece. Rece, așa, rece, rece. Ia să vedem ce... Ia uite, vezi, mi-ai dat o bere cu mesaj. Așa, este o ediție jubiliară, 150 de ani, mereu între prieteni. Iată că berea Chișinău e sărbătorită și are o ediție limitată de cutii de bere cu mesaje interesante. Ia să vedem, prietenii adevărați îți zic pe față că n-ai adus destulă bere. Corect, asta ca și cum știi, ți-ai trimite un prieten după două beri. De el, două și-o scumpere numai. E, asta e, să vedem, hai. Sau mi dispiace. Ian Paul, știi cum, ce zic nemții atunci când șocnesc? Prost. Prost! A. Și noroc să ai. Corect. Vă sfătuiesc să-mi dați nimeni o bere. Una rece? Dă unul cu mesaj, așa. Prost! 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 Artem, dă-te rog brichetă. Uleiul de măsline, dar îl puteți folosi și pe... N-am pantaloni rupți în... Nu. Uleiul de măsline puteți să folosiți, dar și ulei simplu. Vom adăuga ceapa. Călim cepșoara până devine un pic transparentă. Ceapa s-a rumenit un pic, avem nevoie de această aromă. Acum tăiem portocala în jumătate, scurgem sucul direct peste ceapă. Vai, ce aromă! Ceapă prăjită cu suc de portocale. Unii vă cuțașe. Prieteni, știți și voi că gustul laptelui depinde de ceea ce mănâncă vaca. Așa că ia... vreodată e vaca asta portocale? Eu cred că nu. În premieră, da, draga mea, a venit clipa să guști și tu din minunata portocală. Ia, poftim. Na. Na. Hai, mănâncă, mănâncă. Ia, n-ați placă? Hai, na. Hai, vine cu ei. Da? Nu-i place? Serios? Nu vă interesează, da? Poftim. Ia că eu vă le pun aici. Dumneavoastră, dacă vă răzgândiți, te juniți și le mâncați. Arianti, sardi și apa! Uf! Aha, o? Pașa, tu vezi cum s-o schimbat și textura și culoarea și apa asta, cum s-o caramelizat? Da, domn profesor. Zahărul din sucul de portocale. Acum, prieteni, e timp să adăugăm sosul de roșii. Acum adăugăm condimentele. Am aici paprika, cred că o linguriță, așa. Perfect. Ingredientul cheie a rețetei de astăzi este curry, curry, curry. Așa, cred că o lingură. Perfect. Prieteni, în unele rețete am găsit și sosul de soia. Vom adăuga un pic. Amestecăm. Cei care au vizitat cel puțin o dată un oraș din Germania au întâlnit această inscripție, această ofertă, currywurst, da, cârnăciori sau friți la grătar sau fierți sunt serviți cu sos de roșii aromatizat cu acest condiment extraordinar, aș spune, curry. Mai adăugăm un pic de sare, lăsăm așa să fiarbă la foc mic, 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 mic. Noi, între timp, punem cârnații pe grătare. Așa, hai. Dar mai am aici niște cârnați, prieteni, ați observat niște safalade, da? Care la fel foarte bine sprăjesc pe grătar. Dar pe dânsele eu mă gândesc un pic mai la final. Corect, corect, corect. Bun. Rumăoare, suculenți. Iată, rumăori și frumușei s-au prăjit pe toate părțile. Acum urmează și cârnăciorii care deja sunt semi-preparați, adică crembuștile și safaladele. Eh, pașa, pașa. N-are nică trebuie să fie bucătare, așa?
Na, are mei, dacă e artistul, e artist, e artistul, e artist. Tarkovski. Ops. Stai, eroina. Hop. Ia că tu, Artem, strâmb din nas că ai călcat într-o baligă. Dar baliga, eu salvat pe strămoșii tăi, eu încălzit. Și datorită baligii tu azi pășești pământul ăsta. Ceva din viață. Traian, da? Spune-mi pe voață la tinerii ăștia căsătoriți. La tinerii căsătoriți? Traian, zici ceva deștept. Deștept? Cârnațul e ca viața. A început, pe urmă, da, pe urmă. Sunt gata cârnații noștri, la fel și sosul. Farfurie, iată, să știi, Pavel, că safaladele nu doar le fierb și le prăjești în tigaie cu niște ouă acolo rătășite, dar poți să le pui și la grătar. Nu uscăm prea tare cârnații, deja arată bine. Ia uite safaladele, uite la rânsă. Ca tinereța. Ca tinereța. E tare rău de foame, Pavel. Pa, tare rău de foame. Că ai observat că până aici eu n-am scos un cuvânt. De șiudă. Mi-era foame tare. Așa, secretul rețetei care? Pavel, fii atent. Cum miroase cârnații ăștia la grătar. Și dacă îi mănânci cu sos de roșii, cu curry, adică curry sosă, nemțesc, inventat în Berlin undeva de o femeie, din cât țin minte eu, concurența era mare, tăs nemții vindeau cârnați, prăjiți, șerți, copți și așa mai departe, dar numai o femeie iușcă, să-i dă Dumnezeu sănătate, a inventat sosul ăsta de roșii cu aromă de curry. Și iată așa, currywurst a devenit mai că mândria gastronomiei germane. Cât de paradoxal n-ar suna, curry vine de undeva de prin India. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție, poftă bună, băieți, hai la masă! Prieteni, vă reamintesc să lăsați locul curat. Asigurați-vă că focul este stins. Mâncați sănătos, dar în primul rând gustos. Și vă reamintesc că ne puteți urmări pe pagina noastră de Facebook, Acasă cu Traian. Avem și o pagină de Instagram, Acasă cu Traian. Mulțumesc pentru atenție, poftă bună, ne revedem data viitoare, într-o nouă locație cu o nouă rețetă. Как тебе такое, Джефф Безос?